Stimați cetățeni, ceea ce s-a întâmplat astăzi este o dovadă în plus că în Parlament s-a cuibărit un grup de infractori care nu respectă nici Constituția, nici legea și mai ales nu respectă poporul. Ei nu respectă alegerea poporului. Când Parlamentul se întoarce împotriva oamenilor, acest Parlament trebuie dat jos. Duminică ieșim cu toții în piața Marii Adunări Naționale să le spunem ce crede poporul. Alianța dintre deputații socialiști și cei de la Șor a votat astăzi, în decurs de doar câteva minute, în două lecturi, la repezeală, proiecte de legi importante, inclusiv legea bugetului, proiecte neconsultate, proiecte care conțin scheme peste scheme din contul cetățenilor. Igor Dodon și socialiștii nu au înțeles nimic din recentele alegeri prezidențiale. Ei se fac să nu audă dorința simplă și elementară a oamenilor acestei țări, dorința de a nu fi furați. Oamenii nu cer imposibilul. Ei cer un lucru elementar, să nu mai fie furați. Socialiștii și deputații lui Șor au votat astăzi ca niște mitraliere, la comandă, lege după lege, pentru a-și asigura continuitatea hoției în pofida votului cetățenilor. Mâine vom depune contestație la Curtea Constituțională. Vom cere anularea legilor antipopulare. Noi împreună vom opri această tentativă de uzurpare a puterii. Acest Parlament trebuie să plece, acest guvern trebuie să plece. Din cauza lor, țara este pe marginea prăpastiei. Oamenii cer un Parlament care să-i reprezinte și care să ia decizii în interesul cetățenilor. Oamenii cer anticipate. Oamenii cer un guvern care îi ajută și nu un guvern care vine în Parlament cu un buget plin de scheme. Noi vom face ceea ce ne cer oamenii. Oamenii au spus că vor un președinte care să lupte cu hoții, mai ales cu cei din Parlament. SIS-ul nu este bagajul de mână al lui Dodon. SIS-ul este instituția care îi oferă președintelui posibilitatea să-și îndeplinească mandatul. Iar mandatul meu este împotriva corupției. Nu le vom permite să șteargă toate urmele, să-și ascundă toate dosarele. Nu le vom permite hoților să anuleze vocea cetățenilor. Dragi cetățeni, noi suntem mulți. Noi suntem puternici, suntem uniți. Prin această unitate am învins la alegerile prezidențiale. Prin această unitate vom învinge în fiecare luptă împotriva hoților. Vă mulțumesc că ați venit astăzi într-un număr mare. Vă mulțumesc că ați purtat mască. Vă rog să păstrați și în continuare, pe cât e posibil, distanța fizică și să veniți cu mască la evenimentul de duminică. Vă rog foarte mult să ne protejăm unii pe alții. Duminică, 6 decembrie, în piața Marii Adunări Naționale, venim să le spunem hoților că vremea lor a trecut. Ei nu mai pot pleca frumos. Ei pot pleca doar rușinos. Pentru că toți cei care au luptat împotriva propriului popor au fost alungați. Vă mulțumesc! O seară bună!